Dacă n-ar mai fi muzica, probabil mulți cântăreți ar muri de foame. Dar cei mai mulți cred că ar face tot ceva în domeniul ăsta, iar Claudia Pavel, de exemplu, și-ar vinde imaginea, spune ea, sau s-ar apuca de publicitate sau de domeniul vestimentar. Nu e cazul însă, are mult succes cu piesele sale, dar ea vrea și mai mult. În America! Zi-mi dacă mâine poi ne auzim că ești number one în Statele Unite. Oh, ar fi tare, ce pot să zic. Normal că cu toții avem... Cât de greu e să construiești o carieră acolo? Cu toții avem vise. Știi ceva? Eu nu cred că ceva este greu sau ușor. Cred că, efectiv, dacă lucrurile trebuie să se întâmple, se întâmplă și dacă nu, înseamnă că nu a fost drumul tău sau destinul tău și am învățat că un șut în fund chiar este un pas înainte, pentru că tot timpul când mi s-a întâmplat ceva ce eu am crezut că e îngrozitor, de fapt, a fost ceva extraordinar și asta, încerc tot timpul să mențin o stare de optimism, o stare pozitivă, pentru că știu că Dumnezeu e cu mine și știu că El mă duce pe drumul pe care trebuie să știu. Știi cum e? Neștiute sunt căile Domnului. Chiar n-ai de unde să știi ce se întâmplă mâine. Poate la vară avem vești din state că e pe locul întâi, Claudia. Să nu exagerăm. Nu, eu... nu... Cum să zic, dacă nu mi se întâmplă... Pasiunea mea este muzica, clar. Visul meu de când m-am născut a fost să cânt. Și slavă Domnului, până acum s-a întâmplat asta. Dacă este ca mâine să se sfârșească, asta nu înseamnă că viața mea s-a terminat. Înseamnă că o etapă din viața mea s-a terminat și că viața mea a luat alt curs. Despre asta este vorba. Este cariera mea, nu este viața mea. Vom vedea, nu știm ce se întâmplă. Eu îmi doresc să fac asta în continuare. Eu am, oricum sunt imaginea unor snacksuri în România, mă văd folosindu-mi imaginea pe diverse lucruri, făcând o linie, nu știu, vestimentară, oricum în showbiz, făcând ceva. Publicitate, exact. Dar visul meu este să cânt și eu am terminat și actoria, așa că îmi doresc foarte mult să fac ceva și pe partea asta. Tot, ceva artistic, pentru că nu, în niciun caz nu sunt genul de om care să meargă la birou la 7 dimineața și să aibă program de 9 ore, adică nu, asta m-ar termina psihic, m-aș termina-o cu totul.